în spitalele din țară nu lipsesc medicamente esențiale. Analiza Ministerului Sănătății arată că acum există risc de discontinuitate doar pentru 13 molecule, în special medicamente ieftine sau cele oncologice. S-au luat deja măsuri pentru rezolvarea situației. Recent, România a primit 10.250 de fiole de cisplatinum. Unitățile sanitare, fiind în situația de a se aproviziona corespunzător, în baza contractelor de achiziții publice. Pe piața autohtonă mai este disponibil în cantități suficient și produsul carboplatinum, care face parte din aceeași clasă de medicamente. Există un procent mare de pacienți care pot beneficia de tratamentul cu carboplatinum pentru ca dozele de cisplatin să poată fi folosite exclusiv de pacienții care au nevoie de acest tip de tratament. Ministerul Sănătății acționează preventiv pentru asigurarea aprovizionării pieții din România cu medicamente ieftine. Taxa de clawback este în analiza unei comisii speciale constituite, care în câteva zile va face propuneri ce vor intra în dezbatere publică. În acest context, se lucrează deja la corecția prețurilor medicamentelor, proces care va fi finalizat la 1 octombrie și urmărește prioritar să prevină sau să împiedice dispariția de pe piață a medicamentelor ieftine. O altă măsură este achiziția regională, centralizată, pentru anumite produse farmaceutice, cele cu preț mai mic sau cele cu număr mai redus de solicitări, astfel încât să fie asigurat tratamentul continuu al pacienților. Acolo unde medicamentele lipsesc temporar, se aplică soluția înlocuirii cu tratament cu aceeași substanță activă, dar sub altă denumire. În situația în care această soluție nu este posibilă, Ministerul va recurge la achiziția în regim special. Tot acest set de măsuri, inclusiv unele de natură percip contractuală, urmăresc ca distribuitorii și producătorii să fie prezenți pe piața românească, astfel încât românii să găsească medicamentele de care au nevoie.